Mulțumesc, bună ziua! În urma tergiversării unei acțiuni ferme de gestionare a actualei crize privind canalul Bâsturie, cerem demiterea urgentă a ministrului de externe Bogdan Aurescu și numirea unui specialist în conducerea ministerului. Vreau să fie clar un lucru. Nu vrea nimeni să umbrească ce se întâmplă în Ucraina. Însă, în același timp, trebuie să aflăm și noi ce se întâmplă în canalul Bâsturoe, care sunt intențiile celor din Ucraina cu privire la această zonă, dacă le pasă sau nu că distrug delta Dunării. Am observat că propaganda sistemului s-a activat în aceste zile, atacându-i pe toți cei care au avut îndrăzneala să discute despre lucrările de pe Bâsturoe. În primul rând, România susține Ucraina din punct de vedere umanitar și nu numai, iar la acest aspect mă întorc imediat. Suntem de acord cu sprijinirea unei țări aflate sub asediu. Este un lucru făcut alături de partenerii din NATO și Uniunea Europeană și am condamnat războiul Rusiei cu fiecare ocazie. Dar în același timp nu avem cum să ignorăm interesul național al României. În vreme ce propagandiștii de serviciu merg pe această logică deplasată, în spațiul public românesc apar tot mai multe informații despre demersurile periculoase ale Ucrainei. În urmă cu două zile, la ProTV apărea informația că navele ucrainiene de mare tonaj deja circulă nestingherite pe canalul Bâsturoe, iar acest lucru pune în pericol Delta. Ieri a apărut informația că Ucraina intenționează să amenajeze pentru navigație nu doar canalul Bâsturoe, ci și o porțiune importantă a brațului Chilia. O companie cerealieră intenționează să construiască un terminal pentru transportul cerealelor fără să țină cont de opoziția României. În mod complet eronat, Ucraina consideră brațul Chilia al Dunării cale navigabilă interioară, un lucru care încalcă toate aceste tratate internaționale. Însă acest lucru are ca drept scop crearea unui proiect mamut de dragare pe o porțiune de 95 de kilometri. Acest plan al Ucrainei există încă de dinaintea invaziei Federației Ruse. În acest sens, a fost adoptată o hotărâre a guvernului la Kiev cu puțin timp înainte de invazia rusă. Intenția Ucrainei de an bun aceasta a fost. Acum doar o pun în practică. Toate aceste lucruri duc la distrugerea deltei Dunării. Nu o spunem noi. O spun toți specialiștii cu care ne-am consultat, dar și cei care au apărut în spațiu public. Acum când vine vorba despre distrugerea deltei Dunării, nimeni nu are nimic de spus. Toți factorii de decizie, toate marile ONG-uri care se luptă pentru mediu, nu zic nimic. Atitudinea slugarnică a celor din guvern, a majorității din Parlament, plecarea capului nu va rezolva problema canalului Bâsturoe. Reacția ambasadei Ucrainei în România nu reprezintă altceva decât o perpetuare a unei campanii de a dezinforma opinia publică din țara noastră. Atâta vreme cât Ministerul Infrastructurii din Ucraina a spus cu subiect și predicat că Ucraina a adâncit canalul Bâsturoe cu peste 2 metri, cum poate să vină ambasadorul ucrainean să susțină contrariul? Adică ambasadorul contrazice guvernul propriei țări? Trebuie să ne urmărim interesul național, iar în acest moment stoparea oricărei lucrări de pe Bâsturoe reprezintă sau ar trebui să reprezinte o prioritate. În acest sens, președintele Alianției pentru Unirea Românilor, George Simion, este acum în delta Dunării, pe brațul Chilia, și pentru a transmite informații către premierul Ciucă, care se plângea de faptul că nu are date despre ce se întâmplă la fața locului. Iar acum, pe final, ne întoarcem la acordul trimis, la ajutorul trimis Ucrainei și ne întrebăm retoric dacă nu cumva motorina donată de România a fost folosită de statul ucrainian la adâncirea canalului Bâsturoe. Vă mulțumesc!